pentru că din punct de vedere material ne descurcăm ceva mai greu. Am fost de acord la rugămintea fiului meu să-și caute pe timpul vacanței un loc de muncă temporar, în condițiile legii, pentru a putea câștiga o sumă care să-i asigure cumpărarea de rechizite școlare pentru începutul noului an de învățământ. După ce a căutat la mai multe restaurante din Roman un loc de muncă, în ultima instanță a găsit ce căuta la firma Chianche, situată în strada Mihai Viteazu, lângă autogară, firmă care folosea ca forță de muncă pe aceea elevilor și studenților. Am găsit acest restaurant la recomandarea unui alt coleg care deja lucra acolo de mai mult timp. Fiul meu a discutat cu patronul firmei, care l-a acceptat, punându-i în vedere să se prezinte cu o zi înainte la evenimentului respectiv anunții, adică ziua de vineri, 18 august, la orele 9 dimineața, lucru pe care fiul meu l-a făcut. În această perioadă s-a preocupat de lustruirea paharelor spălate în bucătărie de către un angajat, după care s-a trecut la așezarea lor pe mese, lucru care s-a terminat la ora 16. Acest lucru a fost făcut de echipa în care a lucrat fiul meu pentru o altă nuntă care a avut loc vineri 18 august. A doua zi, respectiv sâmbătă, 19 august, la ora 18, tinerii din echipa fiului meu s-a prezentat la solicitarea patronului pentru a pregăti la rândul lor sălile de nuntă pentru cele trei nunți, care au avut loc în noaptea de sâmbătă 20 august și duminică 21 august. Acolo s-a întâlnit cu alți tineri, 15 la număr, care erau, după spusele fiului meu, toți minori. Prima condiție care le-a fost impusă a fost aceea de a preda telefoanele mobile, lucru pe care tinerii l-au făcut. Apoi, fiecare a fost instruit cu ceea ce avea de făcut și a fost repartizat pe o anumită sală în care se desfășura nunta. În ziua respectivă erau trei nunți în cele trei saloane de care dispunea restaurantul. După ce invitații au început să sosească în jurul orei 19:30, tinerii au început să servească invitațiilor masa. Aceasta era adusă de la parterul sădirii, tinerii fiind nevoiți să urce scările cu fasuile ce conțineau meniul servit. În toată această perioadă au fost o pauză de 15 minute în care li s-a permis copiilor să servească masa, care a constat din varză cu carne, care nu li s-a părut tocmai proaspătă. O zi înainte, când au pregătit nunta, li s-a servit atunci cu o jumătate de cârnăciori, total insuficient pentru un tânăr care a robotit 7 ore. Pentru că între timp, în noaptea nunții, li s-a făcut foame, aceștia au început să mai consume din preparatele pe care le debarasau de la mese, lucru pe care eu îl consider a fi extrem de periculos, în condițiile în care ar fi putut ca printre invitații și persoane bolnave de hepatită sau orice altă boală contagioasă. La fel s-a întâmplat și cu băuturile răcoritoare, tinerii consumând cola din sticlele debarasate de la mese. În ciuda faptului că acești copii erau extrem de obosiți, nu s-au oferit un strop de cafea. Miercuri, 23 august, a fost chemat să le fie retribuită munca pentru tot ce au făcut cu o zi înainte și în ziua și noaptea nunții care a ținut până duminică 20 august. La orele 5, tinerii au primit doar 100 de lei. Copiii au rămas să facă curățenie în sălile de nuntă, fiind obligați să ducă și gunoiul la containere până la ora 7. Mare mi-a fost mirarea când băiatul meu a venit acasă doar cu suma de 100 de lei, bani pentru care n-a semnat niciun document. Mi s-a promis atunci că cei care vor accepta să participe la un al doilea eveniment vor primi 150 de lei. După ce fiul meu a consultat pe internet condițiile în care un elev sau un student trebuie să fie angajat temporar pentru a presta anumite servicii, acesta a constatat abuzurile pe care patronul firmei, al cărui nume l-am aflat de la ceilalți care i-au spus că se numește domnul Luncanu, mi-am dat seama că acești tineri sunt exploatați fără niciun fel de remușcări. Aceasta a fost și momentul în care am decis împreună cu fiul meu să sesizăm inspectoratul teritorial de muncă, neam, despre aceste abuzuri. Din ceea ce copiii s-au informat între ei, am aflat faptul că proxima nuntă avea loc vreo 24
24 august. Domnule inspector, șef, vă rog să vă să binevoiți să începe cercetările legale care să ducă la stoparea bujurilor acestui patron NACOP și eventual alătura ca el, care îți bat joc de niște tineri amărâți. Mă gândesc că nici lui despre care am aflat că are un băiat de vârsta copiilor noștri nu i-ar conveni ca un patron să-l bată joc de copilul lui, exploatându-l în halul în care vi l-am descris.